Bună seara! Astă seară ne-am propus să discutăm despre toleranță și intolerabil. Andrei, de ce crezi că am ales acest subiect? Venind încoace spre emisiune, mi-am zis, există cel puțin două motive. Unul, pentru că este un subiect foarte la modă. Toată lumea astăzi pe planetă, mai ales în globalizarea care s-a produs, în întâlnirea culturilor, vorbește despre toleranță. Este, pe semne, cea mai la modă temă a planetei. În al doilea rând însă, mi-am zis cu un ochi rău, poate pentru că în acest discurs generalizat despre toleranță, confruntat uneori cu practicile vieții noastre, avem momente când ne spunem că e prea multă toleranță uneori, că nu mai știm să discernem între ceea ce trebuie tolerat și ceea ce devine intolerabil. Nu ni se întâmplă de multe ori să ne lase, ca să spun așa, droturile toleranței și să spunem unde se termină toleranța totuși, există limite ale ei. Nu, astea ar fi motivele pentru care subiectul ăsta, toleranța și intolerabilul, l-am ales ca subiect al întâlnirii noastre de astă seară. Tu de ce crezi că merită să discutăm astăzi despre toleranță și poate cu un accent special despre intolerabil? Păi, e adevărat, toleranța a devenit un cuvânt, o monedă curentă, se vorbește mult despre asta, este și un calificativ care te mântuie de orice, spui, doamne, are unele defecte, dar e un om tolerant. Și este și un calificativ care te stigmatizează definitiv. Intoleranța este un păcat capital și sigur că lucrurile sunt de analizat. Adică însă, spui, lumea se împarte în bine și în rău, da, după asta. Cuvântul în sine e folosit abuziv. Spui, doamne, nu-ți dă acord că 2 și cu 2 fac 5. Ți se spune, fii tu mai tolerant un pic. Nu-ți da, unul spune, asta e neagră. Altul spune, eu cred că asta e albă. Bine, ok, suntem toleranți, cădem de acord că fiecare are dreptul la opinia deci lui. Sugerezi, în fond, că se cade într-o mecanică a toleranței. Care suspendă dezbaterea, care suspendă dialogul. Sau, ca să folosesc un cuvânt care îți place ție foarte mult, se ajunge la o toleranță bezmetică. Da, e adevărat. Se ajunge la o suspendare a unui efort de cunoaștere, a unui efort de înțelegere a celuilalt, fiindcă dacă nu stai de vorbă, dacă admiți din plecare că omul are voie să bată câmpii cum vrea el și tu la fel, atunci nu poți decât stai față în față cu ăla să surzi. Da, ceea ce spui tu în fond este că nu este de acceptat o neutralitate introdusă în comportamentul nostru pe poarta toleranței. Da. În numele toleranței pierdem, spuneai tu, e orientarea cunoașterii. E unul din viciile înțelegerii toleranței. Toleranța ca neutralitate. De fapt, nu-ți pasă. Ești tolerant pentru că ți-e egal. Închipeți o situație în care Socrate vine să se întâlnește cu unul din interlocutorii lui, cu Hipia sau cu cineva, și ăla spune o prostie. Spune, eu știu, ce e frumosul, zice Socrate. Și Hipia spune, frumosul este o lingură frumoasă. Și Socrate atunci, dacă ar fi un om al secolului II, ar spune, ok, e părerea ta, ți-o respect, bună ziua. Atunci, și pleacă amândoi la șprițuri. Deci ce spui tu este că Socrate ar deveni inutil. Absolut, ar fi mut. Dar care era utilitatea lui? Utilitatea lui era să stârnească un dialog care începe de la un dezacord și care se poate termina în dezacord, dar un dezacord desfăcut pe toate fețele lui și asumat ca posibilitate de înțelegere reciprocă, chiar dacă nu există un acord perfect. Adică dezacordul cu care se termină o discuție a unui personaj ca Socrate poate să fie punctul de început al unei noi discuții și nici de cum exterminarea celuilalt în numele dezacordului. Deci splendoarea personajului ăstuia, a lui Socrate, este că dezacordul care rezultă la capătul unei discuții are două avantaje. Unu, că face ca lucrurile se miște către o edificare mai mare a fiecăruia din cei doi, dar pe de altă parte relansează discuția fără urme de ură. Tocmai. Numai că discuția lui Socrate s-a terminat în general, s-a terminat cam cu o travă.
A, da, da, a fost pedepsit pentru asta, dar mai e ceva. Socrate nu îl împiedică pe celălalt să-și spună părerea. Îi chiar cere să-și o argumenteze. Nu-i pune pumnul în gură, nu-l interzice. Și asta este esențial. Îi place, nespus de mult, da, da, că diferența de opinie față de a lui mișcă lucrurile. Da, da. Deci, bun, de aici am putea spune că, în fond, toleranța nu este o temă neapărat a zilor noastre, că până la urmă, în fibra omenirii, a faptului că suntem condamnați să trăim la oaltă, nu stăm cu toții pe insula lui, fiecare pe insula lui, urmarea este un firesc al toleranței care a însoțit conviețuirea umană. Și totuși, această mișcare între intoleranță și toleranță, pe care o numeam firescul conviețuirii, marchează ritmurile istoriei. Îmi vine în minte celebra scenă care începe filmul lui Kubrick, 2001, Odiseea spațială, în care unul dintre scena se petrece în epoca primitivă, tocmai se terminase o vânătoare de mamuți, dacă vrei, și unul dintre participanții la vânătoare, un primitiv îmbrăcat în piei, uite la ce descoperă, filme. Descoperă tu când că, citești? Descoperă că neacceptarea celuilalt pe un detaliu poate fi penalizată cu pocnirea lui în cap cu un os și l-o moară. Și momentul ăla, filmul începe cu o explozie de bucurie a celui care a practicat această sancțiune, osul este aruncat în aer și când coboară pământ, el devine o rachetă și metafora este cea a faptului că din zorii omenirii se descopere violența, intoleranța și că, în fond, omenirea a avut de ales din clipa aia în a se mișca între firescul toleranței pentru ca conviețuirea să fie cu putință sau darea în cap a celuilalt pentru că l-a enervat. Așa cum se spune, intoleranța este străveche și are o istorie continuă de la os până la rachetă, și toleranța are o istorie, chiar dacă ea nu e trăită doctrinar, chiar dacă nu e trăită ca atare. Toți suntem toleranți, într-o împrejoare sau alta. În primul rând, suntem toleranți cu noi înșine. După cum ai observat, în general, ne suntem simpatici. Credem că suntem ce trebuie. Suntem băieți buni. Avem și unele probleme, unele păcate. Nu suntem noi chiar ușă de biserică, dar una peste alta știm să negociem, suntem plauzibili. Știm să negociem cu noi. Și eu interpretez așa și vorba celebră, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, eu cred că ea înseamnă pur și simplu, fii la fel de îngăduitor cu ceilalți, cum ești îngăduitor cu tine însuți. Deci avem toleranța de sine, dar avem și complezența, un fel de a fi înțelegător cu cei apropiați. În general, cu copiii noștri, cu familia noastră, tindem să avem un surplus de înțelegere față de modul în care îl tratăm pe ceilalți. Dar, în orice caz, e o formă de toleranță. E atât de necesară. Îmi place să spun că soții, în general, deci când se naște preajma vieții noastre, conviețuirea în familie, care începe cu cuplu, cei doi vin fiecare din triburi diferite. Da. Într-un trib, de pildă, exemplu e celebru, se apasă pasta jos, de la tubul de spălat pe dinți, pasta de dinți. Da. În alt trib se apasă pasta de sus. Nu, tribul ăsta e greșit. Trebuie apăsat jos. Da? Bă, sigur, și rulezi. Vreau să spun ceva. Cred că noi am fi rămas împreună, pentru că și eu apăs tot de jos. Tot de jos. Vezi, dacă apăsai tubul de pastă de sus, divorțam după câteva luni, nu? Îți mai dau asta exemple. Astea sunt tabieturile. Toleranța față de tabieturi. Eu vin din tribu în care vasele se spală după ce ai terminat masa. Alții, în loc de siestă? Alții vin din tribu, uite tu, vin din tribu, da, în care se aruncă vasele în cuva chiuvetei și se spală peste ore. Da. Sau există tribu în care cartofii de prăjit se taie de o subțirime X sau de o mărime Y. Aceste lucruri, da, dacă nu sunt tolerate, duc la infern. La infern. Și la martiraj. Am să citesc o propoziție pe care ai scris-o cândva și am descoperit-o.
Căsnicia încurajează spiritul de toleranță până la martiraj. Da. Vrei să comentezi puțin? Da. Ai vorbit dintr-o experiență generală, bănuiesc. Da, cum bine știi, trebuie să faci mereu efortul să cazi la învoială. Dacă nu cazi la învoială, devii iritabil, devii alergic și sfârșești în apoplexie. În sensul ăsta, scara acomodărilor pe care trebuie să le faci sunt o excelentă educație interioară și martirajul, în fond, e o virtute creștină. Se poate practica și ca o reușită. De obicei, ambii devin martiri sau numai unul? Nu, ambii. Okay. Există un martiraj reciproc. Deci poți să-ți imaginezi crucea, da, căsnicii ca un martiraj tandru. Știu că revii mereu la tema asta și poate atunci mai facem o emisiune. Am mai făcut una. Da. Toleranța față de tine însuți, ai spus. Da. Toleranța față de cei din preajma ta imediată. Da. Dar până la urmă, toleranța ajunge la toleranța față de oamenii care constituie comunitatea, societatea în care te miști. Da. E, acolo încep marile probleme. Cum arată, în fond, a fi tolerant, și o să vedem care sunt limitele toleranței, atunci când e vorba de ceilalți. Da, chiar și acolo avem câteva zone în care toleranța funcționează spontan. De exemplu, toți profesorii știu că elevii mai fumează până closet în recreație. Nu e un capăt de țară. Dacă îi prind, bine. Dacă nu îi prind, asta e. E ceva trecut cu vederea ca fiind neesențial sau ca fiind inevitabil. Și mai sunt situații de-astea în viață. Nu, deci știu, indulgența. Amicul care te tapează de țigări și știi întotdeauna că o să te tapeze. Dar nu-i faci din asta un capăt de țară. Pormă, eu nu fumez, așa că nici să nu... Nici eu nu fumez, dar am văzut scene. Sper că nu. Mai este și... Gândește ce tolerant e poporul român, în general, cu ideea de bacșiș. Nu știu că nu e ceva chiar în regulă. Dar există o complicitate, o consimțire tacită la această transgresiune, în ideea că, unu, dacă nu o faci, ai dezavantaje, și, doi, cum să spun, ține de mersul lucrurilor. Nu poți tu acum să schimbi lumea. Este o formă de relativism. Deci avem asta, avem și varianta sumbră a toleranței, care se numește resemnare. Doamne, asta e situația, să da, spunem, da, pe da, românești. Da, toleranța care a dat, până la urmă, chiar casa de toleranță, da, intră, bănuiesc, la această consimțire, sigur, tacită de care vorbeai tu, de această complicitate, dezordine controlată, fără de care societățile... Un fel de acceptare răul mai mic ca să eviți, exact, un rău mai mare. Rigorismul ultim ar, da, duce la dezordini, da, mai mari, spui tu. Totul ai citat vorba unui francez Claudel, superbă. Claudel. Toleranța, nu? Pentru asta sunt case specializate. Da. Mi-aduc aminte de profesorul Cajal, care avea o adevărată vocația moului, a bancului, spunea, în familia noastră toată lumea este extrem de tolerantă. Suntem o adevărată casă de toleranță. Da. Ei, fiindcă ai pomenit un film, ca să arăt că am și oarecare cultură în zonă, vreau să spun că știu că e Roger Moore acum, mm-hmm, în țară, sau a fost de curând, și am văzut un interviu, el e căsătorit cu o doamnă de foarte multă vreme și a fost întrebat care e secretul acestei toleranțe de ani de zile. Și a spus, secretul e unul singur. Amândoi ne iubim pe mine. Asta e forma supremă de toleranță. Hai să-ți ridici în cap toate, da, mișcările feministe ale lumii. Dar eu nu-ți dau acord cu Roger Moore. Nu, tu am cum crezi? Am așa. Da. Da. Bun, hai să zicem, treptele astea ale conviețuirii de care am vorbit, toleranța față de noi înșine, față de cei din preajmă, față de toată lumea, până la urmă, care intri în contact, e că e condiția minimă însăși a conviețuirii. Și totul în articolul pe care îl tot invoc, în studiul acela despre toleranță pe care l-ai scris, îl citai pe Voltaire, că toleranța e până la urmă apanajul umanității. Deci nu te poți mișca
atâta vreme cât suntem condamnați la ceilalți, suntem o societate, nu te poți mișca în afara toleranței. E vorba de a tolera ceea ce până la urmă e neesențial însă, e neesențial pentru ca tu să poți funcționa. Toată toleranța, întreaga toleranță funcționează în anumite limite. Dar înainte de a ajunge la, cred eu, punctul cel mai interesant, care sunt limitele toleranței, te-aș întreba dacă n-am putea să ne gândim puțin când se pune în fond problema toleranței. Că nu în orice situație din lume, când nu ești singur și ești cu ceilalți, funcționează spontan toleranța. Are și ea niște momente de declanșare. Sigur. Când se pune problema toleranței? Da, eu nu cred. Am auzit și se spune adeseori, cu tare are o fire tolerantă. Eu nu că pot, cred că poți să fii tolerant de unul singur. Robinson Crusoe pe insula lui n-are motive să fie tolerant de cu copaci și cu, da, mă rog, maimuțele. Cu... Problema lui e să fie tolerat de ambianța în care se mișcă. Exact. Toleranța este un fenomen legat de viața comunitară. Trebuie să fie măcar doi ca să se pună problema toleranței. Deci toleranța e când ești mai mulți. Când ești mai mulți, așa este. Așa. Toleranța înseamnă, pe de altă parte, un raport de putere. Și aș vrea să explic asta. Și încep cu o ilustrare clară, după părerea mea. Un șoarece nu poate să spună eu cu elefanții sunt foarte tolerant. Nu merge chestia asta. Elefantul poate să fie tolerant cu șoarecele, pentru că toleranța înseamnă că cineva care are instrumentele coerciției ale puterii și le controlează, și le dozează, și le reține, așa încât să nu lezeze libertatea celuilalt. Între doi tipi care n-au niciun fel de atribut de putere, care n-au nicio capacitate de a îl constrânge pe celălalt, problema toleranței nu se poate. În fond, tu spui, e foarte ușor să fii tolerant când ești în afara mijloacelor de constrângere. Da. Problema toleranței se pune de-abia când ai puterea. Deci sunt oameni care, în clipa în care n-au mijloacele de a constrânge, sunt extrem de toleranți și țin discursul toleranței, în clipa în care o înhață, da, devin intoleranții supremi. Așa este. Când de altă puterea, parte... deci, pândește spectrul, da, intoleranței. Sau, altfel spus, o instanță coercitivă, în fond asta ai spus, este una care știe să se țină în frâu. Toleranța a nu abuza de puterea proprie și asta fac dictaturile, de pildă. Și pentru mine e faptul că în dictaturi intoleranța statului și a instituțiilor este maximă, e rezultatul faptului că ele sunt nelegitime. Exact. Că ele, de fapt, nu au acoperire ca să facă ordine în jur și atunci fac o ordine arbitrară și samavolnică. Au o conștiință culpabilă a puterii. Așa este. Și sunt slabe din cauza asta. O societate... Deci slăbiciunea, da, pe care o manifestă în fond coerciția dictaturii se bazează, cum atât de frumos spui, pe ilegitimitatea dobândirii ei. Da. Din cauza asta, o societate sănătoasă, liberă, democratică, face posibilă mult mai multă toleranță, pentru că e mai stabilă și mai natural constituită, decât o societate tip dictatorial, unde orice abatere de la regulă poate arunca în aer sistemul. Și atunci totul e ținut în mâini cu o severitate isterică. Deci tu vorbești, până la urmă, de... vigoarea unei societăți, o societate sănătoasă în clipa în care cei care dețin puterea știu să o folosească cu toleranță. Da. Există și opusul, adică să fii incapabil să-ți exerciți autoritatea, să faci ca regulile de conviețuire să o ia razna, să nu fie respectate, legile chiar și mai departe. Noi, în fond, e o întrebare care sună retoric. În clipa de față, României se pare că îi lipsește mai degrabă vigoarea, da, toleranța ca formă a unei societăți viguroase. Sănătoase, da, nu? Așa este. Deci că e o relaxare a autorității până la provocarea, până la apariția terenului
în care intolerabilul apare la lumină. Ar mai fi, poate, iartă-mă, de spus ceva important pentru buna înțelegere a toleranței. Lumea are tendința să creadă că a fi tolerant înseamnă a ajunge la consens tot timpul. A fi mereu de acord cu celălalt. Ori nu se poate vorbi de toleranță decât când există un dezacord între cele două părți. Exact. Toleranța este administrarea convenabilă a unui dezacord. Nu este suprimarea dezacordului. A fi tolerant nu înseamnă a da dreptate tot timpul, a da în cap tot timpul la ce spune interlocutorul. Înseamnă a admite că el are o părere diferită, a accepta că are dreptul la această diferență și a căuta împreună cu el un modus vivendi, un fel de a gospodări această diferență în așa fel încât ea să nu devină penalizabilă, culpabilizată și așa mai departe. Adică, în fond, este a găsi soluția socialmente convenabilă la un dezacord. Exact. Deci noi trăim în majoritatea situațiilor pe un teren al dezacordurilor, dar, din fericire, am găsit soluții pentru a ne acomoda cu diferențele noastre. Deci ce spui, în fond, e că lucrul tolerat nu este expresia unui acord, ci el își păstrează sensul negativ. Ceea ce spui tu, în fond, este că toleranța nu se naște în câmpul acordurilor. Suntem în acord și deci... Nu, e nevoie de un dezacord prealabil. Dacă suntem de acord, nu se mai pune problema toleranții. Pur și simplu mergem braț la braț în tăcere și suntem bucuroși că nu avem nimic să ne obiectăm. Tu ai vorbit de... Aveai un exemplu extrem de plastic, de pitoresc. Nu poți să spui, spuneai, sunt de acord, sunt tolerant cu femeile frumoase. Da. Decât dacă ești misogin, urăști femeile. Da, sigur. Dar alminteri, toată lumea, nu? Nu poți să numești toleranță ceva care este consensual. Care este consensual. Da, evident. Din tot ce vorbim până acum, ar rezulta că, de fapt, mă gândesc că toate discuțiile noastre de la început, de când facem emisiunea asta împreună, scot mereu în evidență că ne aflăm pe un teren al căderii. Că noi oamenii, existenții aici pe pământ, nu suntem în paradis, suntem ființe ale relativului, ale finitului, ale negativului amestecat cu pozitivul, al virtuții amestecate cu păcatul, deci că suntem, trăim într-o, și tocmai din cauza asta, trăim într-o lume a diferențelor. În fond, toleranța nu-i cu putință decât într-o lume a căderii. Într-o lume imperfectă. În paradis se poate imagina toleranța? Nu, un sfânt nu poate fi tolerant cu alt sfânt, nu se pune problema. Acolo, ca să spun așa, armonia e obținută și nu mai există diferență de opinie. Știu că pe unii asta s-ar putea să-i plictisească, dar e o voluptate pe care o vom descoperi. Să trăim în acord cu ceilalți, fără să ne punem problema să-i tolerăm. Deci, nu, e bine să evităm, în fond, spunem noi, utopia toleranței absolute. Da. În locul ăsta al căderii, cum ziceam, în mod fatal suntem condamnați la o toleranță pe bază de dezacord. Da. Deci condamnați la toleranță. Dar până unde poate merge această toleranță? E fără de limită? Există limite ale toleranței? Evident, răspunsul e da. Altfel spus, însă, suntem noi capabili să indicăm locurile de unde începe intolerabilul, deci de unde începe ceea ce nu mai e fire să accepți, nu mai e fire să tolerezi. Intolerabilul. De unde începe, Andrei? Aș începe de la măsurabil, pentru că asta dovedește mai ușor decât orice alt argument, că există limite obiective ale tolerabilului. Și anume, în științele aplicate, de pildă. Se numește câmp de toleranță, marja de eroare pe care o suportă
un anumit obiect ca să fie încă utilizabil, ca să nu fie rebut. A, super, ai dreptate. Se vorbește toleranță în mecanică. Sigur că da. Sau poți să spui, dom'le, cu tare monedă trebuie să aibă cu tare greutate. Plus minus atât. Acel cu plus tare minus, greutate cu care măsori cantitatea de produse undeva, are toleranță greutate. Deci asta e un lucru măsurabil. Măsurabil, într-alt sens, este și ceea ce se numește toleranța organismului, toleranța organică. La câtă agresiune să menține echilibru unui organism? Câtă otravă poți să înghiți ca să te otrăvești? Că nu orice picătură te otrăvește. Există o marjă de permisivitate. E, aia se numește toleranță. Ar trebui ca așa ceva să existe și dincolo de aceste domenii. Celebru exemplu al lui Borgia, care își mărea câmpul de toleranță la otravă. Da, deci înghițea cantități succesiv mai mari ca să ajungă imun. Da. Deci, așa, Mircea Eliade, care își micșora orele de somn, sperând că o să ajungă să, să poată dispensa în fiecare lucreze. Noapte cu 5 minute mai puțin. Da. Până când a ajuns la 4 ore și a leșinat. Da. Deci și acolo a descoperit că există un câmp de toleranță peste care nu se poate trece. Dar și în reglement, în legislație. Nu putem să ne imaginăm o Constituție care are un articol înăuntru ei care spune e garantat dreptul oricărui cetățean să calce această Constituție. Asta este logic și în rațional fond, imposibil. În fond spui, în drept, nu există toleranță. În științele cognitive nu există toleranță. Sigur. Nu poți să ai toleranță față de, nu poți să negociezi distanța de la Pământ la Lună. Nu poți să fii tolerant cu o eroare. Nu poți să spui, hai bine, părerea dacă ai părerea ta că spuneai 2 și cu 2 fac 5, eu tolerez. În pedagogie, nu? Da, și aici e mai delicată discuția, fiindcă aici a apărut ideea că pentru a fi un bun pedagog, trebuie să te pui în locul celui pe care vrei să-l educi. Să-l înțelegi. E, dacă îl înțelegi până la centimă, nu-l mai educi. Te identifici cu el și faci jocul lui. Locul pedagogului e distinct de locul elevului, dacă e vorba ca între ei să urmeze. Sigur, nu e vorba aici de agresivități, de violență, de lucruri demente, dar ideea că trebuie să fii tolerant cu toate mișcările elevului și să spui că toate au o justificare complexă, asta e o idee paralizantă. Sau ale copilului pe care îl crești. Da. Am văzut în Occident ultimul concept de pedagogic, părinți-copii, copii mai mici, era copilul trage fața de masă pe care patru oameni maturi mănâncă, o trage la podea, pe podea, și părinții trebuie și cu cei mari trebuie să râdă. Toți patru se duc și îl pupă pe frunte. Exact. Da. Nu poți fi tolerabil cu domnul Goe, nu? Da. Atunci, totuși, ăsta este câmpul de toleranță. Domeniile în care nu poți să-l negociezi, cum vorbeam, iarăși se pune întrebarea unde începe intolerabilul. Și răspunsul care îmi vine spontan în minte, exact acolo unde celălalt îți răspunde la toleranță cu intoleranța. Am rămas marcat de niște imagini pe care le-am primit pe internet, le-am descoperit pe internet, cu un marș făcut în Londra în urmă cu 2-3-4 ani. În care o populație, manifestanții, înconjurați de poliție ca nu cumva să fie agresați. Da, deci protejați. Protejați, tolerați în manifestarea lor, purtau lozinci pe care scria: vă vom suprima toate libertățile când vom pune mâna pe putere. O să vă luăm viața, o să vă tăiem gâtul. Va veni în curând 11 septembrie al Europei. Da. Și așa mai departe. Cele mai cumplite amenințări la adresa drepturilor celorlalți, ale libertăților, ale vieții celorlalți, da. Toate proferate în numele neconvertirii la un anumit tip de credință, toate astea erau expuse în mijlocul celor care tolerau și reprezentau toate agresiuni la principiile toleranței și ale libertății lor. Asta este, cred, unde începe intolerabilul.
acolo unde toleranța celuilalt încetează la adresa valorilor tale. Nu? Da, și asta e o toleranță sinucigașă. O toleranță care îți anulează sistemul de apărare. Exact. Kafka are o poveste în care la un moment dat vorbește despre faptul că nu e nevoie doar ca o unitate politică să aibă o gândire strategică de apărare militară. Ea trebuie să aibă și o gândire strategică de apărare spirituală. Să aibă mecanismele și instinctul apărării de orice, orice agresiune spirituală. Care se face la adresa valorilor pe care le-ai construit și care sunt acceptate de toată comunitatea. De toată comunitatea și uneori de o lungă istorie, da, care se numește istoria valorilor europene. Da. Pentru că, în fond, în exemplu pe care îl invocam, îl dădeam adineauri, ceea ce era halucinant era că Occidentul, paradoxal, ajunsese într-un punct al toleranței care suprima toate valorile pe care se născuse toleranța. Sigur. Deci el însuși era incapabil să se vaccineze la morbul intoleranței pe care îl suporta în numele toleranței cu drag. Dar se întâmplă ceva și mai tare, dacă pot să intervin. Pentru că există un moment în care cel tolerat devine nemulțumit. Și anume simte toleranța față de el ca pe o discriminare. El are o psihologie pe care o cere. El are o psihologie dublă. Pe de o parte, vrea ca pe bază de toleranță să fie acceptat ca fiind altfel. Cu diferență. Toleranța este un fel de a accepta pe celălalt altfel decât tine, dar pe de altă parte vrea să nu-i tot spui că e altfel. Vrea, deci, să, ca diferența lui să fie asumată și în același timp camuflată. Exact. Dacă, și în cazul ăsta se naște o dilemă, pentru că orice faci e greșit. Nu știu, pot să dau exemplu pe care l-am trăit, l-am dat într-o universitate din Statele Unite, în care lucrurile stau așa. Dacă deschizi ușa unei doamne și o lași să treacă, ești sexist. Adică te dai mare că ea e o ființă plăpândă și trebuie să treacă înaintea ta. Neegală cu tine. Sigur. Dacă nu faci asta, ești mârlan. Te zici să fii mitocan. Da. Deci toate opțiunile tale sunt suspendate în fața acestei utopii morale, și anume o utopie care stabilește că diferența trebuie iubită ca diferență, sau în orice caz acceptată, și în același timp nu trebuie pomenită. Fiindcă dacă o pomenești, înseamnă că în capul tău ești contra ei. Da, spunem, toate aceste forme de toleranță care duc la ceea ce ai descris acum, sunt replici, sunt autocorective ale unei societăți care s-a încărcat cu o culpă la capătul unei istorii a discriminărilor negative. Da. Deci, am trăit atâta vreme discriminarea negativă a unei categorii, încât în clipa în care m-am maturizat ca civilizație, repar ce am făcut. Repararea duce la un exces. Da. Cum se numește excesul ăsta? Discriminare pozitivă. Pozitivă, da. Cum arată? Arată așa, se prezintă la un concurs de dans unul slab și unul gras. Și ție îți vine să-l iei pe la slab, că se mișcă mai bine. Dar te gândești așa, dar ce vin are ăla grasul că e gras? Unul la mână. Doi, atât a fost el secole întregi e batjocorit pentru că nu e standard, încât ar merita și el o recompensă acum. Și trei, nu se face, nu e politically corect să am o opțiune gata făcută, merg la slab. E bine, nu, merg la gras. Asta este un fel de a, ca numele toleranții, să suspensi libera concurență, libera opțiune și regulile firești ale unui domeniu. Deci nu mai contează înzestrarea, nu mai contează calitatea celui care... Așa e, dacă vine la un concurs un prost și un deștept, ce faci? Un concurs de inteligență. Vedeme, e prea la îndemână să le iau pe la inteligent. Ce vină are prostul că e prost? Să-l alegem pe la prost. Sigur că astea sunt caricaturi, dar această deșuchiere mentală a început să funcționeze într-un anumit sens și în anumite limite. Un fel de a repara prostește un dezavantaj care s-a acumulat de veacuri. Nu știu ce ne-a apucat în întâlnirea noastră de azi, tot invocăm filme. Imposibil să nu spui că nu știi filmul cu Alberto Sordi,
Se numește Il Dentone din Sosu. Da, groază, când concurs de prezentator. Se dă un concurs de prezentator la televiziune. Da. Și cad pe capete la probele de cunoștințe, de pronunție, de limbi, de cultură istorică și așa mai departe. Și rămâne la toate probele astea preliminare Alberto Sordi, care în filmul cu pricina are o placă care îl face să apară ca dințos. Da. Câștigă toate probele, are o dicție impecabilă, are cunoștințe de limbă fabuloase, nu există întrebare de geografie sau de istorie, e perfect. Dar are mulți dinți. Are, însă este, e grotesc pe ecran. Eu nu mai țin minte, și a fost acceptat până la urmă? Comisia se retrage și 8-10 membri ai comisiei încep să dea vina unul pe altul, cine o să-i spună că nu pot să-l treacă. Pentru că același film astăzi urmă, nu mai e posibil. Până la urmă nu-i spune nimeni, câștigă concursul, ultima scenă a filmului este, apare pe ecran Alberto Sordi la o oră târzie, la buletinul de știri, este o trattoria în care muncitorii italieni după slujbă își beau un pahar și apare, se face liniște în local, toți se uită la el, nu le vine să creadă că un tip care are dinții scoși apare drept crainicul televiziunii și deodată unul strigă: dar știi că nu-i rău tipul? Da, asta este happy end. În fond, când ne uităm la CNN sau la lucruri, vedem toate tipurile umane reprezentate, s-a eliminat pattern-ul speaker-ului de o model frumusețe. Da, da, da. Și a apărut un om ca toți oamenii. Bun, nu e neapărat rău, dar nu e neapărat bine. Nu asta e problema. Iarăși, din splendidele lucruri pe care le-ai spus... Mai vreau să facem emisiunea asta, îmi place. Aș trage... Eu sunt pe postul prostului care trage concluzii. Știi că discutam noi și la emisiunea... Și eu pe la deșteptului care dezamăgește. La emisiunea pe care am... La discuția pe care am făcut-o despre prostie... Îl invocam pe Flaubert că prostia este o formă de a trage concluzii tot timpul. Da. Așa că îți cer voie să-ți mai dau o mică mostră de prostie și să spun că din ce vorbirăm până acum, iarăși folosesc un oltenism, orice radicalitate poate produce suferință, nu? Deci orice intoleranță, dar orice frivolitate excesiv permisivă poate produce anarhie, confuzii și dezordini grave. Dar nu mai există un... Nu există și un mod de a dezamorsa intoleranța și de a evita ajungerea pe teritoriu intolerabilului prin umor? Nu cumva mă întreb și mă întrebam gândindu-mă la discuția noastră de astăzi. Nu cumva un om care are prea multe convingeri riscă a priori, scuzați cuvântul, să devină victima intoleranței? În fond nu e bine să traversezi viața cu câteva convingeri ferme, dar în rest să poți să lași loc umorului, tocmai ca să nu te lași invadat de severități ultime. Știi cum spunea Conoale cu paralelul? Care-i balanța convingerilor în viața unui om? În raport cu cantitățile de toleranță. Conu Alecu Pălărogul spunea: credință în Dumnezeu și în rest relativism total. Umorul este o soluție, pentru că înseamnă să nu te iei prea în serios. Să nu-ți intre în cap că ai mereu dreptate. Și să-ți iei distanță față de tine, în așa fel încât să poți să te apropii de celălalt. Și un anumit simț al transcendenței te ajută să scapi de intoleranță, pentru că ai modele în textele evanghelice în care se vorbește despre îngăduința lui Dumnezeu, care face să răsară soarele și peste răi și peste buni, care face să plouă și peste răi și peste buni, și care nu se înfurie în fața păcatelor oamenilor. Asta e epistola către romani? E și acolo un pasaj despre asta, este din Matei, din capitolul 5. Așadar, îngăduința ca o virtute creștină ar putea, spui tu, să fie preluată ca un temei, ca o temelie pentru toleranța noastră există de toate zilele. Există și un termen tehnic în creștinism pentru toleranță, care arată că problema e veche și s-a găsit și cuvântul care să o exprime. În creștinism, toleranța se numește răbdare.
E un termen care apare în Evanghelie și care vorbește despre capacitatea de a aștepta răbdător, de a nu penaliza prompt, de a nu exclude ceea ce nu te include, răbdarea. Crezi că e pedant dacă te rog să dai termenul în grecesc? Este, dar îl dau. Dă-l. Hipomone se numește răbdare în textul grecesc. Și anohe? Anohe este îngăduința divină. Dar care presupune tocmai ridicarea deasupra diferențelor. Nu? Dacă privești mai de sus, cu cât privești mai de sus lucrurile, cu atât... nu vorbim de înălțimea supremă, cu atât ești mai înțelegător. Adică te ridici mai mult deasupra tuturor diferențelor. Așa este. Andrei, faptul că am intrat amândoi pe terenul unor sugestii teologice care ar da roade în comportamentul nostru laic, mă face să totuși să -mi întreb cum a fost cu putința ca dinăuntru unor religii care s-au construit pe valoarea toleranței, a iubirii, a milei și a toleranței să se nască cele mai năpraznice forme ale intoleranței din istoria omenirii. Atât în creștinism, cât și în islamism. Singurul budismul n-a ajuns niciodată la excese, de niciun fel, n-a practicat intoleranța. În schimb, creștinismul, care are în centrul lui, prin figura lui Iisus, mila, iubirea, toleranța, a practicat intoleranța. Cum a fost cu putință ca în locul convertirii, Patapievici ne atrăgea odată atenția asupra acestui lucru, ca în locul convertirii să apară exterminarea? Cum a fost putință crima în codul unei religii a iubirii? E cu putință pentru că credincioșii sunt oameni. Și pentru că nu fac deosebirea uneori între a crede în Dumnezeu și a te crede Dumnezeu. În fond nu sunt la înălțimea darului primit. Sigur că da. Nu? În islamism există texte despre toleranță extraordinare. Chiar și în Coran. Dar nu numai în Coran. Există minunat, aș risca să spun că sunt mai multe texte doctrinare despre toleranță în islamism decât în creștinism. Și cu toate astea, în fapt, lucrurile arată diferit. Pentru că există riscul ca un om, ca un adept, să se substituie lui Dumnezeu. Și să judece în locul lui, să pedepsească în locul lui, să se considere mandatat să poarte exact cum s-ar purta după credința lui Dumnezeu însuși. Deci tu spui asta e un fel de a limita libertatea lui Dumnezeu, sublimitatea lui Dumnezeu, diferența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu gândește ca noi neapărat. Ori tu când comiți un act de intoleranță în numele lui Dumnezeu, lasă să înțeleagă că ești un intim al lui și știi exact ce și-ar dori el. Este minunat ce spui. Religia, în fond, o religie precum creștinismul, sau, iată, cultura ta invocă islamismul de asemenea, Coran. Ai doctrina iubirii, care este cel mai frumos dar pe care o religie îl poate face oamenilor, iar oamenii încep să-și însușească darul până la o intimitate nepermisă cu cel care are puterea absolută, dar care nicio clipă n-a spus că ea trebuie folosită în sensul crimei. Dimpotrivă, în corpusul de interdicție al creștinismului scrie mare de tot să ne ucizi. Deci, cum e cu putință intoleranța înăuntru unei religii a toleranței? Absolutul, care sunt religiile uneori, cade pe mâna unor netrebnici. Da. Aș mai adăuga ceva, dar asta e o discuție în sine. Intoleranța apare atunci când adevărul sau un presupus adevăr devine un concept mai important decât iubirea. Adică atunci când faci să prevaleze în comportamentul tău ideea că ești în posesia unui adevăr asupra necesității și imperativului de a iubi. Adevărul nu e așa la îndemână. E mai la îndemână iubirea. A suspenda iubirea
pretinzând că posezi adevărul în speță pe Dumnezeu, este o formă de vanitate, o formă de orgoliu, care e un păcat enorm. De ce oare trebuie oamenii să impună adevărul cu forța, ajungând până la crimă? Se întâmplă asta. Conversiunile de care spui că vorbea Horia Patapievici pot și ele să fie agresive, nu numai... Adică nu e vorba de a suprima pe celălalt, dar uneori al constrânge la o conversiune fără să-i respecti libertatea, e la fel de violent ca și al suprima. Îl pui în fața unei opțiuni teribile, a accepta ipocrit o conversiune, da, sau a accepta o onestitate absolută cu prețul vieții. Tu ai de oferit opțiunea, asta e bine să faci, dar nu ai să o impui. Cu impunerea se ocupă alte ierarhii. Dragul meu, ce crezi până la urmă, ca să tragem, să oferim ultima formă a micii noastre prostii, care ar fi concluzia până la urmă? Noi traversăm azi o criză a toleranței, care s-ar manifesta prin incapacitatea de a detecta intolerabilul, sau suntem pe drumul bun al unei etape din istoria omenirii în care toleranța a câștigat, pare să, pentru o parte a omenirii cel puțin, definitiv teren, sau l-a câștigat atât de mult încât riscă să sucombe sub excesele proprii toleranțe? Da, suntem într-o inflație a conceptului, e folosit inadecvat și abundent, cu riscul demonetizării și cu riscul lipsei de discernământ. Toleranța nu trebuie să însemne o pierdere a simțului de orientare. Toleranța nu este o morală a lui anything goes, cum spun relativiștii de azi. Totul e îngăduit. Nu totul e îngăduit. Ca să știi ce e îngăduit și ce nu, trebuie să ai discernământ, trebuie să ții minte că ți s-a ordonat să nu judeci pe alții, sau să fii foarte precaut când te pregătești să judeci, fără totuși să pierzi diferențele între bine și rău, între regulă și abatere de la regulă și așa mai departe. Terenul e delicat, dar faptul că discutăm despre el e deja, sper, un pas spre buna lui manipulare. În fond, ar mai fi un mod de a ne apăra de excesele toleranței. Nu trebuie să intrăm totdeauna, cu toată ființa noastră, în vârtejul marilor diferențe ale omenirii. Oamenii s-au apărat spontan de-a lungul istoriei lor și prin gruparea pe afinități elective, pe cluburi. În fond, fiecare din noi, fiecare dintre noi, își creează mica lui lume, tocmai punând o centură de protecție între diferențele prea mari, punând între diferențele care există între oameni și insuportabile uneori, care ar duce la intoleranțe, punând ziduri de apărare. Nu este cel mai rău lucru. Una dintre bucuriile mele după 1990 este că am sperat și poate am apucat să și văd pe alocuri renașterea cluburilor. Știi, comunismul e o societate în care clubul nu are voie să existe. Oamenii care se grupează pe afinități devin suspecți, iar condiția acelei societăți este ca fiecare să fie aruncat în masa largă a suportării tuturor diferențelor până la intolerabil. Pe de altă parte, ne adunăm și atunci. Ne adunăm și atunci. Iar acum e bine să ne adunăm pe afinități, dar să deschidem ferestrele totuși cât mai des. Ne oprim aici. Asta a fost discuția noastră de astă seară. Dacă v-a făcut cumva să meditați la cât de aproape vă poate fi aproapele sau cât de departe trebuie el să vă rămână, atunci nu a fost în zadar. O să încercăm poate data viitoare să vorbim pe o temă extrem de stranie, ca formulare cel puțin, despre cei neștiuți.